Tati mele mii, tu ai un challenge greu, pentru că noi nu am reușit să pregătim bagajele pentru maternitate, din cauza că mama mea a născut mai înainte, mai devreme. Noi ne așteptam un pic altă dată să fie, dar a fost să fie anume în această zi și nu avem nimic pregătit pentru bebelușa noastră, iar astăzi tati va avea un challenge de neuitat de zile mari, să caute haine pentru bebelușă, pentru nou-născut, fetiță și toate cele necesare ce are nevoie de pus în bagajul pentru maternitate. Succes, tati! Scuze că nu am reușit, dar deja este responsabilitatea ta și tot ce vei găsi, eu te rog frumos să filmezi și să ne arăți și nouă. Acum plecăm la magazin ca să-i cumpărăm ceva surioarei noastre! De fapt, Melissa și cu Mircea deja au văzut-o! Dimineața, când ieșeam cu doctorii din casă, au văzut surioara lor! Așa-i, Melissa? Da! În Moldova am stat doar o zi după ce l-am născut pe Matei și două zile după ce l-am născut pe Ionuț. Aici zic că 48 de ore trebuie să fim în spital, să fim internați. Ascultăm medicii, suntem exemplari. Sunt de câteva ore aici și deja mi-am adus micul dejun. Ia priviți ce am aici. Toate că nu prea mi este foame. Aici este brânză cu ceva, nu știu, are ceva în interior. Niște roșii, măr, pâine, tacâmuri. Uite așa îmi voi unge pe pânică brânză. Așa îmi place mie să mănânc pe pâine. Nu știu cum vouă, dar eu așa ador. Foarte delicios. Mie îmi place. Poate că o să mai mănânc o felie. Și aici probabil este ceai de mușețel cu cătină. Este foarte delicios. Pe asta voi servi cu mare drag și cu plăcere. Și acum câteva clipe, mami ne-a transmis mesajul că bebelușa noastră a fost verificată de către medici și este perfect sănătoasă! Chiar dacă s-a născut acasă! Acum mi-au prelevat probe, să vedem ce-i cu anemia mea, dacă tot este în regulă și imediat vine bebelușa. A trecut foarte multe ore de când nu am văzut-o. Și mergem la magazin să procurăm cele necesare pentru bebelușa noastră, numele care este, zicem un pic mai târziu. Hai să mergem! Sper că va fi tot ok, vei găsi repede, pentru că mami trebuie să stea în maternitate 3 zile. La ceilalți bebeluși, bagajele de maternitate erau pregătite din luna a 6-a, 7-a. Stăteau undeva într-un colț în casă și așteptau. Chiar acum am primit un cadou, un set pentru nou-născut și sunt curioasă. Cred că sunteți curioși și voi să vedeți ce este aici în interior, în această traistă fermecată. Și avem aici 3 pachetele de șervețele umide pentru bebeluși. Super, vom avea nevoie de ele. Aici este ceva scutece. Vom încerca neapărat să vedem dacă sunt bune. Și pliante. Să vedem ce au. Wow, periuțe! Gata, în câteva clipe vine bebelușa. Abia aștept să o văd. Zice că e foarte liniștită, doarme în continuu. Așa au fost toți copiii noștri. Și Melissa, și Mircea, și Matei, și Ionuț. Toți au fost liniștiți. Și au fost foarte brăvuți și în continuare sunt bravo. Încerc să mă ridic de pe pat, să fac prima tură prin salon. Îmi vine foarte greu. Vă rog să mă susțineți și să mă credeți că este complicat, dificil. Ia uitați-vă la mami mele mii. Sunt într-o cămașă de noapte, cu șlapi, cu păpuși de cameră. Voi face și turul salonului puțin mai târziu, când îmi mai revin, când vine bebelușul, când mai venim în fire. Și dacă dorești să afli mai multe ce se întâmplă aici în maternitate, inclusiv și rutina mea, te rog să-mi scrii în comentarii dacă dorești și voi încerca să fac. Într-un magazin am găsit căruț, foarte drăguț, interesant, dar vrem să mai căutăm. Poate găsim și mai frumos.
Mergem la alt magazin, la alt mall, să căutăm, da, Milița? Aici o avem pe bebelușa noastră, este alăptată, papa aici, guguașa, vă arăt puțin mai târziu. Și apropo, medicul neonatolog care a consultat-o, a îngrijit-o, a avut grijă de ea, zice că ne-a așteptat de mult să venim și fetița dumneiei este abonata noastră, prietena noastră, salutări Anișoara. Și știu că noi ne-am mai întâlnit. Eu nu știam că mămica ta lucrează aici la spital, la maternitate. Așa că îți transmitem salutări și mulțumim și multă răbdare și putere și sănătate mămicii tale ca să-și continue meseria. Felicitări! Bebelușa este bine, a mâncat, este sănătoasă, perfect sănătoasă. Este foarte liniștită, au avut pe hol foarte mulți bebeluși care plâng și, sincer să vă spun, până o aduce aici, credeam că ea plânge, că stă atâta timp singură, dar ea este foarte liniștită, doarme, mănâncă și doarme. Și între timp, mie mi-a venit mâncarea, prânzul, probabil este prânzul. Ia uite, aici este și o banană, un fruct și un ceai am aici. Vai, cum se deschide, e super fain, probabil de aici, așa, haideți să deschidem împreună. Wow, este un container care ține bucatele calde, super. Văd că scrie aici supă, ciorbă, ardelenească, tati, mami mănâncă ciorbă ardelenească. Curcan și mămăliguță. Doar că nu știu dacă voi mânca atâta mâncare, este prea multă. Ia să vedem ce aici. Aici trebuie să fie ciurbița. Nu, aici este curcanul cu mămăliguța. Și aici ciurbița, sigur e ciorba. Wow! Mi-a făcut poftă. Și aici este pânica. Chiar voi servi cu mare drag. Și poftă bună, mami! Iată așa, bebelușa papă lăptic este foarte cuminte și foarte liniștită, iar mami se delectează cu bucate delicioase aici în maternitate. Poftă bună! Ia priviți, am mai primit un cadou acolo. Este chiar sub pătucul bebelușului. O să deschid imediat după ce mănâncă și adorme binișor. Să vedem ce sunt și în cutiile alea. Sperăm aici să avem succes. Da. Să găsim tot ce este necesar. Hai. Chiar și haine. Și haine, da. Cam e prima dată când cumpărăm fără mami. Iată aici am găsit câte ceva. Dar sunt cămăricele. Mergem să căutăm și în altă parte. Chiar acum am primit vizita domnului doctor. Ne-am amuzat puțin pentru că avem o dilemă, nu știm cine trebuie să elibereze certificatul constatator de naștere, fie ambulanța, cei care au tăiat cordonul acasă, pentru că am născut acasă, de la Gogoașa, sau spitalul de aici, unde am ajuns. Vedem până într-un final, rezolvăm această întrebare și această problemă și ziceam că făceam glume cu domnul doctor că oricum fără certificat de naștere nu rămânem cu siguranță. Ia privi ce picioruși mici avem. Ce drăgălași. Salut, gugula. Salut. Prânzul a fost foarte delicios. Nu am mâncat tot, cu toate că mâncarea este foarte gustoasă. Dar, iată, între timp s-a trezit și bebelușa noastră și mergem să o schimbăm. Ea este într-un sac ca să se încălzească, pentru că trebuie să fie călduță, că s-a născut acasă și trebuie să fie sănătoasă. Salut, Gogoașa! Gogoașa, deschide ochii! Iată aici este bebelușa noastră și acum schimbăm scutecelul. Deja este al 5-lea scutec pentru astăzi. Să mergem cu gulița pentru că la ora 5 se închide magazinul. Cât noi aici ne relaxăm, aș zice eu stăm, tati umblă toate magazinele și caută hăinuțe pentru bebelușa noastră, caută căruți, caută absolut toate cele necesare. Este pus pe jar
este împreună cu Melissa și Mircea. Chiar sunt curioasă să văd ce au procurat, ce au căutat, ce au găsit și ce au ales pentru bebelușe astea frumoase. Găsim oare Melissa astăzi? Nu știu. Cred că da. Ok, oricum noi avem speranțe că vom găsi. Dacă cineva dintre voi cunoaște unde putem să cumpărăm produse pentru copii mici, pentru bebelușilor născuți, vă rog să ne spuneți. Mami și-a luat un halat, am făcut un duș acum seara. Este destul de călduț aici și bine. Și haideți să vă arăt totuși până într-un final ce dar am primit în prima zi din partea maternității. Iată aici un pachetel de scutece. Aici avem ceva cremă pentru iritarea la funduleța bebelușului. Aici avem pelincuțe de unică folosință. A, și uite bebelușa! Salut! Ia salută toți abonații! Salut! Hai, spuneți și voi un salut bebelușii noastre și apăsăm pe like! Aici avem un termometru. Iată așa. Oare ce este în pungă? Hai să vedem. Wow! Mai este ceva? Un pliant. Așa. Ia priviți. Calendula. Iarăși crem pentru bebe. De protecție. Așa. Și aici la fel este șampon pentru bebeluș. Chiar astăzi vom fi băită. Îi se va face un mic duș, pentru că după naștere a fost curățată, însă mai are nevoie de ceva să-i curățim părul de pe cap. Apropo, este unica din toți bebelușii familiei mele mii care are părul foarte lung, restul toți au fost fără păr, adică părul foarte mic, doar puf, însă la noi ea are păr, acum își vă arăt imediat. Ia priviți ce păr are frumos! Și ta-da-da-da, bun venit pe lume, iată așa avem o boxă și ce este aici, haideți să vedem împreună, în exclusivitate, mami nu a deschis, wow, ce e asta, deschid imediat, aici avem diferite pungi, wow, un caietel, primul meu jurnal și un pix, super, hai să-l punem aici. Wow, este o ramă pentru prima fotografie, probabil, și cu magnet pe partea asta și poți să-l fixezi pe frigider sau undeva în altă parte. Wow, ia uite ce frumos, aici este o broșură de îngrijire a copilului. Bravo, mulțumim! Primii ani, primii pași. Ia să vedem. Wow, numele! Uite ce frumos! Este un căițel despre informația despre bebeluș, unde indicăm aici toată informația despre bebeluș în primul an de viață. Super! Bravo! Cu siguranță vom avea nevoie de astfel de cărnițel ca să ducem evidența cum se dezvoltă bebelușa noastră. Ia uite aici! O bavețică frumoasă pentru fetițe. Da, și se aude acolo în fundal. Aici setul pentru îngrijire pentru mamă. Hai să le punem de partea aceasta. Așa, este un gel de duș, iarăși pentru îngrijirea corpului mamei și copilului. Ia, priviți aici, avem dezinfectant. Sigur, cum să nu, în această perioadă avem nevoie de dezinfectant. Asta. A, aceasta este lavetă, șervețel dezinfectant, la fel. Și aici, wow, vitamina D3! Primele picături care se dau copiilor, bebelușilor din primele zile de viață. Mulțumim pentru această boxă. Este de strictă necesitate și de prim ajutor. Bravo! Hai să vedem ce este acolo, ceva se vede. Wow! Ce e asta? Este o băvițică, oare? Da, este o băvițică care se pune la gâtul bebelușului. Bravo, super! Ne vom folosi și de ea.
Dar această cremă de protecție cu galbenele o voi folosi chiar acum, din prima zi, pentru ca să nu avem neplăceri mai târziu din cauza scutecului bebelușului. Deja a dormit bebelușa? Iată că și prima zi a trecut, deja este seara, toți sunt bine, slavă Domnului, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat puteri, suntem sănătoși, voioși și zăresc pe cineva acolo pe geam, bebeluși nou născuți. Ce super bani, ce văd! Felicitări mămicilor care au născut astăzi, felicitări tuturor care au o minune în familie, le-a apărut o minune în familie zilele astea, la mulți ani tuturor bebelușilor! Eu vă cuprind, vă sărut și vă spun pe curând într-un nou vlog, când facem rutina salonului și tot ce face mamei mele mie o zi întreagă la maternitate. Ce ziceți? Haideți să apăsăm pe like și să continuăm!